Salut, prieteni, eu sunt Florin și astăzi voi vorbi despre orangutani. Orangutanii sunt de asemenea cele mai mari mamifere arboricole din lume, ceea ce înseamnă că sunt cele mai mari mamifere care au capacitatea de a trăi în copaci. Există două specii de orangutani. Orangutanii din Borneo sunt mai grei decât orangutanii din Sumatra. Au de asemenea pernițe mari pentru obraj, numite flanșe, care formează semicercuri rigide pe părțile laterale ale feților lor. La ambele specii există masculii cu flanșă, care sunt de două ori mai grei decât femelele, și masculii fără flanșă, care au aproximativ aceeași dimensiune ca femelele orangutani. Atât masculii fără flanșă, cât și cu flanșă pot produce descendenți. În medie, femelele orangutan au o înălțime de aproximativ 114 cm, în timp ce masculii au o înălțime de aproximativ 136 cm. Femelele cântăresc în medie 37 de kg și bărbații în medie în jur de 87 de kg. Orangutanii sunt acoperiți cu o blană lungă roșie sau portocalie, cu excepția zonei feței. Brațele lor sunt mai lungi decât picioarele înclinate, iar mâinile lor seamănă mult cu mâinile umane. Deoarece orangutanii își petrec cea mai mare parte a timpului în copaci, brațele lungi, degetele de la mâini și picioarele sunt destul de utile în timp ce se leagănă la o ramură la alta. Întinderea brațului unui orangutan este mai mare decât înălțimea sa. Întinderea brațului unui mascul poate ajunge la 2 metri, de la vârful degetului la celălalt vârf al degetului. Orangutanii sunt omnivori, ceea ce înseamnă că mănâncă vegetație și carne, dar în proporție foarte mică. Se știe că aceste primate mănâncă peste 500 de specii diferite de plante, fructele prezentând mai mult de 60% din aportul lor total de alimente. De asemenea, mănâncă flori, scoarțe, insecte și frunze. Orangutanul este singurul primat mare din Asia și se întâlnește în special în insulele Indoneziei, Borneo și Sumatra, restul de la 10% din populație trăind în Malaezia. Orangutanii sunt cele mai mari animale de pe pământ care mănâncă fructe. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și totodată fiți sigur că mi-ai dat follow pe Instagram și TikTok. Până data viitoare, totuși bine!